Am fost întrebat de ce 4 tranzistori, n-ar fi de ajuns 2. Pentru a înțelege cum funcționează etajul de putere, am să fac aici un mic experiment. Am deconectat toți tranzistorii și am lăsat doar unul. L-am conectat doar unul și o să facem niște măsurări imediat. Cum funcționează etajul de putere? Sursa are la bază circuitul integrat specializat LM317, care nu furnizează decât o parte mică din curentul de care avem nevoie. Acesta este însoțit de 4 tranzistoare, dar putem să punem și mai multe, și acestea sunt controlate printr-o rezistență de 68 de ohm aflată la intrarea lui LM317. Avem aici o rezistență de 68 de ohm care funcționează în felul următor. Pe măsură ce curentul de ieșire crește, de exemplu conectăm, știu, o sarcină, un motor, ceva și curentul crește peste valoarea de 10 mA, atunci tensiunea la capetele rezistorului de 68 de ohm depășește 0,6 V. Când depășește 0,6 V, intră în conducție tranzistorul Q3, care este driverul celor 4 tranzistori. Și astfel acest tranzistor micuț comandă ceilalți tranzistori mai mari. Și astfel este furnizat curentul de ieșire. Deci avem nevoie de acești 4 tranzistori pentru a furniza curentul de ieșire. Funcționarea este foarte stabilă, astfel încât dacă curentul de ieșire din regulator, să spunem, scade ca urmare a consumului exagerat, curentul din baza lui Q3 scade, ducând la scoaterea tranzistorului din etajul de putere, din conducție. Da? Deci aceștia intră în acțiune doar când avem o sarcină grea. Dacă nu avem o sarcină grea, nu sunt, să spunem așa, între ghilimele, nu sunt folosiți. Fiecare dintre acești tranzistori are o rezistență de 0,1 ohm conectată în serie pe emitor pentru, în serie cu emitorul, pentru a stabiliza conducția de curent în cazul în care caracteristica tranzistorului nu este perfect identică. La un curent de maxim 8 A la ieșire, fiecare dintre acești tranzistori conduc aproximativ 2 A, astfel încât căderile de tensiune pe rezistențele din emitor sunt de aproximativ 200 de mV. Acesta este de fapt un etaj de amplificare în curent și oferă o amplificare uriașă care, bineînțeles, trebuie atent gestionat. Acum vreau să vă prezint un mic experiment de ce 4 tranzistori sau de ce am putea să punem mai mult. Și anume, am scos acum toți tranzistorii, am dezlipit și am lăsat doar un tranzistor. Și am legat pe colectorul lui un ampermetru cu care vom măsura curentul care intră în tranzistor sau care îl trage tranzistorul, mai bine spus. Am limitat sursa la 2 A și am conectat un dummy load. Ia să vedem dacă se vede. Punem camera mai în spate. Am aici un dummy load. Și hai să vă arăt acum și ce am făcut aici. Și vedeți, am deconectat, am dezlipit firele la toți tranzistorii și am lăsat doar un tranzistor. Iar între placă și colector am conectat acest ampermetru și vom măsura curentul care intră, care îl trage tranzistorul. Iar apoi cu aceeași tensiune reglată și același consum de curent, oprim sursa și conectăm un al doilea tranzistor și să vedem apoi ce se întâmplă cu curentul. Așa că voi învârti de potențiometru, iar acest aparat indică curentul care îl trage în colector și aici este curentul de ieșire.